Și alături de dumneavoastră în această seară, dragii mei, aș vrea să zic și eu din toată inima glorie lui Dumnezeu. Amin. Ce mare har că Dumnezeu ne-a mai dat seara aceasta. Ce mare har că Dumnezeu a mai privit cu îndurare înspre noi și ne-a ajutat să ajungem aici, la locul de închinare, la locul unde se cheamă și s-a chemat prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, în această seară cred din toată inima că niciunul dintre cei prezenți nu sunteți aici la voia întâmplării, și sunteți aici pentru că Dumnezeu mai vrea să vorbească inimilor noastre. Chiar dacă trăim într-o vreme în care obișnuința s-a așezat pe inimile noastre și punem tare multe lucruri pe seama obișnuinței și spunem noi, de obicei, joia mergem la biserică. Chiar dacă trăim într-o vreme în care, la un moment dat, punem tare multe lucruri pe seama coincidenței și ar putea cineva să zică, a fost o coincidență că m-am aflat și eu acolo. Dragii mei, toți cei care sunteți aici, toți cei care suntem aici, suntem pentru că Dumnezeu în agenda Lui, la un moment dat, a scris că în această seară mai vrea să mai întărească inimile noastre. Mă simt bucuros să fiu aici împreună cu dumneavoastră, să îmi revăd colegii de slujbă și totodată să stăm preț de câteva momente în jurul Evangheliei. Vreau să vă citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, din Matei, capitolul 28. Momente din viața Domnului Iisus, din această secvență a vieții când Hristos a trebuit să fie crucificat. V-aș ruga tare mult să activați încă de pe acum două stări. Când omul stă în fața Evangheliei, trebuie să activeze două stări. Trebuie să activeze dorința ca Dumnezeu să-i vorbească. Hai că la dumneavoastră mai pun o stare. Trebuie să activeze dorința ca Dumnezeu să-i vorbească. Dacă omul nu-și dorește, pleacă acasă mai rău de cum a venit, că zice, bă, nu fă nimic. Mai apoi trebuie să activeze sinceritatea, că dacă stai în fața cuvântului Bibliei fără să fii sincer, nu o să prinde mai nimic. Predica asta nu-i pentru aia care nu sunt aici. Predica asta e pentru cei care sunt aici. Și mai apoi trebuie să mai activeze omul atenția. O să vedeți de câte ori se va lupta ăla rău să vă fure atenția, nu vă lăsați biruiți. Că ăla fuge, că sună telefonul, că nu știu care mai cade, că nu știu ce se întâmplă. No, acum puteți să vedeți dacă sunteți oameni tari și puternici, dacă puteți să vă păstrați atenția. Vreau să vă citesc câteva versete din Matei, capitolul 27, și voi citi de la versetul 39. Chiar dacă e un pasaj puțin mai scurt, eu am colegii mei de slujbă care mă tot acuză că eu sunt predicatorul cu pasaje scurte. De obicei cam tot un verset citesc, dar uitați, la dumneavoastră în seara asta citesc mai multe. Dar vă rog cu mare atenție și încercați să vă imaginați momentul din viața Domnului Iisus, din momentul crucificării, și ascultați ce zice Biblia. Trecătorii, versetul 39, își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie, și îndată unul din ei a alergat, de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască.
Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Chiar dacă v-am citit o bucată din momentul acesta al crucificării Domnului Iisus Hristos, al răstignirii Domnului, acum dumneavoastră în perioada asta prin mass media ați fost oarecum răstigniți, dar nu uitați că vine și învierea. Vine din nou răscumpărarea frumoasă a lui Dumnezeu. Și cred că toți acei care au puterea să-și pună încrederea într-un Dumnezeu puternic în fiecare zi, pot să trăiască victorii frumoase și binecuvântate, ori de câte ori au nevoie de intervențiile Marelui Stăpân. Există o carte care se intitulează Sfaturile unui diavol bătrân pentru un diavol mai tânăr. Pe diavolul ăla bătrân îl cheamă Spredelin și pe diavolul ăla mai tânăr îl cheamă Amărel. Mă, nu știu cum de le-a venit ideea să scrie cartea asta, dar are momente tare interesante. Diavolul ăla bătrân îl învață pe diavolul ăla mai tânăr cum să-și amăgească pacienții, că așa îi numesc în carte pe oameni. Și la un moment dat îi spune așa, lasă-l pe pacientul tău să se roage în fiecare zi. Dar în momentul în care se ridică de la rugăciune, fă-l cumva să se enerveze. Scoate-i pe unul în cale care nu prea îl suportă, să arunce niște vorbe ilegale, că doar s-a enervat, și lucrurile sunt rezolvate. Toată rugăciunea aia de dinainte e cam praf. Lasă-l, la un moment dat, spune, lasă-l pe pacientul tău să se ducă la biserică. Numai că atât timp cât stă acolo, du-i mintea în altă parte. Fă-l să se gândească la total altceva, fă-i să-i sune telefonul, fă-i să se gândească că mai trebuie să mai scrie ceva, să nu uite, atunci să-și treacă în calendar lucrurile care sunt importante. Acum mai bag eu de la mine, fă-le pe tăte mamele să-și aducă aminte că au pufarine în poșete și napolitane. Atunci să le scoată să puște tăte pungile. Că nu-i nicio problemă, lasă-l să se ducă, zice, că important este să-i atragi mintea și privirea de la tot ce este acolo, că în momentul ăla i-ai făcut praf toată slujba aia de biserică. Pentru că, dragii mei, diavolul nu e speriat de faptul că oamenii vin la biserică. Diavolul devine foarte speriat în momentul în care oamenii iau cu seriozitate trăirea înaintea lui Dumnezeu, momentele de închinare și momentul când stau înaintea Marelui Stăpân. În seara asta, preț de câteva momente, vom sta în fața Bibliei, a cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, care schimbă și astăzi, care transformă și astăzi, care are putere și astăzi. Și de aceea v-aș invita încă de la început să activați ceea ce vă spuneam mai devreme, atenția, dorința și sinceritatea dumneavoastră. Am să vă duc printr-o călătorie în viață, prin momente prin care ați mai fost. Poate unele le-ați uitat, altele le-ați tratat cu superficialitate și îmi doresc din toată inima ca în viața și în inima noastră să se simtă în seara asta o revigorare divină a lui Dumnezeu și împreună, la finalul acestei slujbe, să putem să strigăm din toată inima glorie unui Dumnezeu mare și puternic. Casele dumneavoastră au nevoie de un Dumnezeu puternic. Familiile dumneavoastră au nevoie de un Dumnezeu puternic. Bisericile noastre au nevoie de un Dumnezeu puternic. România, în vremea asta, are nevoie de un Dumnezeu puternic. Într-o vreme total incertă, într-un moment plin de ceață, într-un moment de busolant pentru cei mai mulți,
Dumnezeu rămâne același. Notați, Dumnezeu rămâne același. Un Dumnezeu care vrea să se implice în viața oamenilor atunci când e negura mai mare, atunci când situația e mai complicată, atunci când oamenii pur și simplu dau din numeri, atunci când viața pur și simplu se blochează, abia atunci, dacă vreți, intervine adevărata valoare a lui Dumnezeu și vrea Dumnezeu să ne arate cine este El de fapt. Unul dintre cele mai superbe momente ale vieții e când omul poate să strige în momentele delicate ale vieții lui: există Dumnezeu. Uitați-vă în pasajul pe care vi l-am citit, că într-un moment în care nimeni nu credea în Iisus Hristos, cei care erau acolo, puținii oameni care l-au urmat, deja se risipiseră. În momentul în care tâlharii își băteau joc de el, soldații l-au bătut și îl batjocoreau, cărturarii și preoții îl batjocoreau, când la un moment dat totul părea distrus, când parcă totul părea de nereconstruit, când parcă totul era spulberat, acolo Dumnezeu face niște oameni la un moment dat să strige, în atmosfera aia pe care v-am citit-o, face niște oameni să strige în felul următor: cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Adică, după toate batjocurile ciudate, după toate momentele grele, după toate momentele în care diavolul și iadul jubila, după toate momentele în care diavolul era atât de bucuros că îi se părea că l-a înfrânt pe regele universului, că nu se mai poate face nimic, că toți ai lui s-au risipit, că ucenicii erau deja fugăriți și se fugeau să se ascundă, când parcă învățătorul lor, cel care făcea minuni pentru ei, cel care le povestea despre o viață extraordinară, nu mai avea vlaga și puterea să le mai spună, pentru că din el curgea sânge și duhul ăsta de viață se scurgea minut cu minut în chinurile alea groaznice. Dumnezeu vine din cer să-și apere cauza și pe ai lui, ca cei care nu credeau nimic să poată să strige: există un Dumnezeu mare. Și dintr-o dată stâncile se despică. O, oare noi românii ai generației noastre mai putem să ne mai imaginăm momentul ăla când stâncile pur și simplu se despică? În toiul la amiaza mare, la un moment dat se stinge soarele, se devine totul întunecat. N-or mai trăit ei până atunci niciodată asta. Imaginați-vă că morții iasă din morminte, bă, să vezi cadavre, bă, pe ăsta l-am îngropat anul trecut, și la un moment dat vecinii lor iasă din morminte, intră în cetate. O, ce grozave momente erau alea. Și toate astea ca cineva să strige la un moment dat: există Dumnezeu. Unul dintre cele mai superbe strigăte pe care un om trebuie să-l poată avea, ar vrea să-l aibă și îl dorește în momentele grele ale vieții, fix ăsta: există Dumnezeu. Strigătul ăsta cu 35 de ani în urmă în România, la Timișoara, apoi în toată țara, că așa ne lăudăm noi bănățenii ăștia din zona asta, că s-a auzit la un moment dat: există Dumnezeu. Ce revigorare a adus strigătul ăsta: există Dumnezeu. Să stai la un moment dat într-un toi al încercării tale și să poți să ai acea alură a omului lui Dumnezeu, acea credință puternică că Dumnezeu este suveran peste boala din casă, că Dumnezeu este suveran peste problema pruncilor tăi, că Dumnezeu este suveran peste negura care se așează în România. Și oamenii să mai strige: stați un pic, stați un pic, nu vă mai credeți voi ăia puternici, sau să-i spui diavolului: stai, că puterile tale sunt limitate, pentru că dincolo de ceea ce poate să facă diavolul, există un Dumnezeu glorios. S-a auzit la un moment dat în Valea Terebinților, când după 40 de zile, după 80 de seturi de înjurături, când or sta la un moment dat vitejul lui Israel piperniciți, cu săbile și cu sulițele ascunse, o venit cu copilandru ăsta de vreo 15-16 ani să dovedească în Valea Terebinților că există Dumnezeu. După 40 de
de zile grozave, dintr-o dată se aude, există Dumnezeu. Aduceți, imaginați-vă momentul, că cred că strigătul ăla s-a auzit până în cetățile lor. Femeile care stăteau acasă, își așteptau soții, copiii care își așteptau părinții de pe câmpul de bătălie. Când au auzit vestea, există Dumnezeu, deja știau că a fost o intervenție suverană a Marelui Stăpân. Că la un moment dat, dragii mei, în tineri stăteau în fața cuptorului încins. O, omul puternic al planetei, al vremurilor respective, zice Biblia, s-a uitat înspre ei. O, când Nebucadnețar se uita înspre cineva, mirosea moarte. Băieți! Ascultați-mă bine că în câteva minute sunteți istorie. Mai faceți-vă ultimele poze să le rămeze prietenii voștri cu voi. Că nu o să mai vadă, o să mai audă nimeni de voi. O să ardeți ca șobolani în câteva momente. Și ori stat ăștia trei, bă, ne plecăm, nu ne plecăm. Abus, nu ne plecăm. Păi tu-ți dai seama că mai avem înainte viitorul. Bă, tu știi că eu trebuie să mă însor. Hai să ne plecăm. Tu știi că eu am programată nu știu ce. Hai să... Nu, oamenii ăștia au rămas în picioare și au spus așa, cu alte cuvinte, împărate. Se va dovedi în Valea Dura, în ziua de astăzi, că există un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu pentru care noi trăim până la ultima picătură. O, oameni cu care ne vom întâlni în cer, au strigat prin viața lor, există Dumnezeu. Când l-au luat la un moment dat să-l omoare pe Luca, i-au pus triangul în gât și l-au atârnat de un măslin în Grecia. Prin faptul că Luca n-a zis, bă, dați-mă jos de pe scăunelul ăsta, luați-mi ștreangul din gât, pentru că de astăzi nu o să mai trăiesc pentru Dumnezeu. Și când l-au întrebat, Luca, te lepezi? Viața lui Luca striga, nu, că există un Dumnezeu. Și dacă nu vrea să mă salveze aici, mă așteaptă dincolo de bolta albastră. Și-au tras ăștia scaunul de sub picioarele lui Luca. Când l-au legat pe Marcu de un cal și l-au târât pe străzile din Alexandria, sute de metri sau poate kilometri întregi până când și-o dat ultima suflare, n-o strigat Marcu, bă, opriți calul, că nu mai cred în nimic, opriți calul, că voi trăi cum vreți voi, opriți calul, că o să cred în ideologiile stricate ale vremurilor voastre, nu! Pentru faptul că Marcu a avut puterea să rămână înaintea aceluiași Dumnezeu puternic, viața lui Marcu până la ultima picătură a strigat, există Dumnezeu! O, dragii mei, sunt momente în viață când gura dumneavoastră ar vrea să poată să exprime pe drept și să nu fie doar un slogan gol, pentru că tare mulți oameni acest strigăt există Dumnezeu fac din el doar un slogan gol, lipsit de putere. Dar când strigătul ăsta e în conformitate cu voia lui Dumnezeu, se schimbă lucrurile încurcate, casele dumneavoastră. Mai devreme sau mai târziu vor avea nevoie să se poată striga în auzul urechilor copiilor dumneavoastră, există Dumnezeu. Când la un moment dat cu băiețelul nostru, cu Darin, când noi ne-am dus la medic și doi medici ne-au spus că Darin nu va vedea cu un ochi niciodată. Când medicul de la Timișoara și medicul de la Deva ne-au spus că Darin nu va vedea cu un ochi niciodată, că dacă și-l va pierde și pe celălalt, îl vom duce de mână. În ambele momente când ne-am dus la medici, copiii ăștia lați mai mari, Mateo și cu Carina, erau cu noi în mașină. Avea Carina vreo 7 ani pe atunci și la un moment dat o vedea pe Andreea distrusă, plânsă toată, îngrijorată și îmi spunea, Alin, ce o să facem? Am fi vrut să avem și noi un copil să fie sănătos, să vadă normal. O, să fie atât de greu că dacă îi luai ochelarii nu vedea treapta din fața lui. Alin, ce o să facem? Când m-am dus acasă și la un moment dat, după toate momentele astea, mă ia Carina, 7 ani. Și zice, tati, vreau să spun ceva, zi. Tati, nu-l mai vreau pe Dumnezeul tău. Bă, zici că a fugit pământul de sub picioarele mele în momentul ăla. Prima mea reacție a fost să-i spun, ia-ți maimuțoii și pleacă în cameră, ia-ți jucăriile și du-te și joacă-te cu ele, asta nu-ți vorbe de copii. Dar spunea cu lacrimi în ochi și cu barba tremurând, o zis, tati, unde-i Dumnezeul ăla pe care tu-l spui oamenilor? Unde-i Dumnezeul ăla pe care tu-l predici, pentru care noi rămânem singuri de nenumărate ori? Unde-i Dumnezeul ăla pentru care noi ne-am stricat concedii de nenumărate ori? Unde-i Dumnezeul ăla pentru care o trebuie să desfacem bagajele, că la tine a mai apărut o mormântare? Unde-i Dumnezeul ăsta? Nu-l mai vreau pe Dumnezeul ăsta. Există? Unde-i? Mi-am dat seama de durerea din inima ei. Am luat-o pe un scaun, eu am luat un scaun, ea un scaun, ne-am pus față în față ca doi oameni mari. Și am zis, Carina, ține bine minte și notează, Dumnezeul meu există. Și aici la noi în casă se va mai putea vedea încă o dată că Dumnezeul nostru există.
Oi, spunea tata asta. Și tata n-are voie niciodată să-și prostească copiii. Tata n-are voie să facă slogan dintr-un lucru atât de important care trebuie să fie văzut. Pentru că îi spunea tata, care nu a prostit-o niciodată. Am văzut-o dintr-o dată cum se înseninează la față, zâmbește și zice către mine, promiți? Promit! Ce să-i zic? Că nu promit, promit! Ne-am dus la un al treilea medic. După duminică seara în care le-am spus fraților din biserică prin ceea ce treceam noi, ne-am rugat cu toată biserica pentru Darin. Mi-aduc și acum aminte de rugăciunea fratelui pastor Nelu Pavelon. Păstorul de la care eu am preluat biserica Efrata se ruga la urechile mele acolo că am adus-o pe Andreea și pe Darin în față și au zis, Doamne, Tu care ai făcut ochii, oare nu poți să-i faci să vadă? Mai dovedește încă o dată că Tu existi. O, în inima mea zdrobită de data, am luat rugăciunea lui și am zis, da, Doamne, mai dovedește încă o dată că Tu existi. Ne-am dus la cel de-al treilea medic. La un moment dat, după 2 ore de consult, cel de-al treilea medic ne dă o veste tristă, ne pune la un birou pe mine și pe Andreea, începe să bată cu unghiile în birou doamna doctor și zice, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă. Băiatul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc, deloc, deloc. La un moment dat, eu am zis, mă, plecăm, hai să-l îmbrăcăm, dar primul meu gând a fost ce îi spun la Carina acasă. Eu trebuie să-i spun acum că există Dumnezeu. Ce îi spun la Carina acasă? Am luat geaca așa destul de ezitant să-i îmbrac pe Darin, era 5 decembrie și la un moment dat zice doamna doctor, nu credeți domnul Alin? N-am vrut să o jignesc, am zis doamna doctor, nu că nu cred, dumneavoastră sunteți medic, eu sunt tatălui Darin. Mai am și o credință într-un Dumnezeu puternic, dar dacă dumneavoastră ziceți, eu n-am ce să fac. Hai să vă dovedesc băbește, o zis ea, să pricepeți așa pe limba dumneavoastră. I-a pus un plasture pe ochi la Darin, practică pe care au făcut-o și ceilalți doi medici. I-a pus un plasture pe ochi cu care vedea 60% să nu se ajute cu el. A luat un creion și l-a arătat la Darin. N-o să uit cât trăiesc. Și ceilalți doi medici au făcut asta. Primul medic avea un creion portocaliu cu galben în spirală și în vârf avea o girafă. Al doilea medic de la Deva avea un creion alb cu negru și în vârf avea un zar. Nu le-au văzut. Al treilea medic avea deja un al treilea creion. Să-mi dovedească mie, băbește, că Darin nu vede. Zice la un moment dat, Darin, ce am în mână? El nici nu zicea bine pe râpe atunci, avea numai vreo 5 ani. Printre lacrimi și suspine, că o crezut că îi pune iară picături, plâns la un moment dat. Am zis, hai Darin, zi repede la doamna doctor. Acum cu alte cuvinte, hai să-i dovedim repede că există Dumnezeu, să plecăm la McDonald's. Că numai așa l-am putut păcăli să coopereze. La un moment dat zice Darin, uitându-se la doamna doctor, printre lacrimi și suspine și cu o lacrimă în ochiul ăsta neacoperit, când îl treabă Darin ce am în mână, zice un cleion. Și doamna doctor rămâne șocată, se uită la noi. Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și Darin zice, loșu. Eu zburam deja. Darin, ce are în vârf creionul ăsta? E drept, a făcut 2 pași spre ea. Era destul de departe de doamna doctor. Și se uită Darin așa cu ochiul, zice, o bubuluză. O aruncat cu creionul de pământ, s-o rupt în 2 bucăți. Eu l-am cules de sub biroul dumnei și l-am dat, doamna doctor, ăsta e creionul dumneavoastră. O zis, domnul Alin, eu nu mai înțeleg nimic. Înțeleg eu, doamna doctor, ce? Există Dumnezeu. Cât de superb e strigătul ăsta să se audă în viețile noastre, să se audă în casele noastre, să se audă în momentele în care medicii dau din numeri, să se audă într-o Românie care va intra poate o bucată de vreme într-o ceață cruntă și să mai fie oameni care să mai strige. Există un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Există un Dumnezeu care nu rămâne fără de soluții niciodată. Există un Dumnezeu puternic care întotdeauna mai are un cuvânt pentru ai Lui. Gloria Lui Dumnezeu pentru asta. Acest Dumnezeu care există în seara asta aici în biserică. Se uită la viața dumneavoastră, se uită la casa dumneavoastră, se uită la viitorul dumneavoastră. Se uită la încercările prin care poate urmează să trecem. Se uită la valea adâncă sau la muntele unde urmează să ne așeze. Dar ascultați-mă bine, fie că ești pe munte, fie că ești în vale, strigătul ăsta produce un entuziasm extraordinar. În fața momentelor complicate, tu ca mamă, ca și tată, ca și bunică, ca și bunic, să poți să strigi. Există un Dumnezeu mare. Oh, atât de tare vibrează inima mea când pot să zic din toată inima bazată pe un Dumnezeu superb în fața întoiul încercărilor. Există Dumnezeu. Anul ăsta în casa noastră a mai venit o fetiță. Avem acasă 4 copii, să ne trăiască, mulțumim frumos. Și ai dumneavoastră. La un moment dat
Victoria a venit după 10 ani. Darin, care era cel mai mic până anul ăsta, are aproape 11 ani. Victoria a venit după 10 ani, în casa noastră a fost chemată, dorită, așteptată. Mi-aduc aminte de momentul acela în care eram ultima seară în 5. Eu, Andreea, Mateo, Carina și Darin stăteam în sufragerie, a doua zi urma să meargă Andreea la spital, să o aducă pe lume pe Victoria. Mă uitam prin casă, povesteam, stăteam toți în sufragerie și le vedeam bucuria copiilor pentru noi, copiii deja măricei, destul de independenți. Acum la noi în casă, din nou cu un bebel ăsta, ai grijă de el, care mai de care. La un moment dat a zis Carina, tati, eu o să fiu dădaca ei, a lui Victoria. Mateo a zis, stai, că jos frate, sunt mai mare și eu stai în grijă de ea. La un moment dat Darin a zis, stai că și eu, nu mă uitați pe mine. Atunci nu m-au zis, că acum ne rugând ei să stea cu ea. Dar atunci au zis, au promis toți. Era o atmosferă frumoasă, o atmosferă extraordinară. La un moment dat ne-am dus, a doua zi la medic, Andreea a născut dimineața. Așteptam să-mi dea mesaj, Aline, totul bine, poți să vii, să o vezi pe Victoria, pe mine, poți să vii la noi. Eram într-o cafenea în Timișoara cu niște frați. Așteptam să-mi dea Andreea mesaj să mă pot duce la ea. La un moment dat, primesc mesaj de la Andreea. Când am văzut notificarea Andreea, am zburat de bucurie. Zic, bă, intru repede și deschid și citesc următorul mesaj. Alin, nu pot să vii pentru că Victoria noastră are probleme cu inima, are o gaură în inimă și medicii au transferat-o de urgență la alt spital. Tot entuziasmul ăla meu s-a spulberat. Toată bucuria de cu o seară înainte s-a făcut praf. Toate așteptările mele s-au dărâmat. Dintr-o dată am început să transpir, să-mi treacă prin cap tot felul de momente, alergătură, clinici, medici, stres. Am pus telefonul pe masă. În momentele următoare, acest Dumnezeu glorios care există a resuscitat inima mea. A strigat, dacă vreți, la nivelul minții mele, Alin, tu ai uitat că eu exist? Tu ai uitat că eu am ultimul cuvânt? Tu ai uitat că eu v-am dat-o pe Victoria? Tu ai uitat că eu sunt cel care dețin controlul? Ai uitat? Și dintr-o dată Dumnezeu a revigorat inima mea, în mintea mea striga, nu uita, există Dumnezeu. M-am uitat în sus, în timp ce unul din prietenii mei care era cu mine la masă, că curiozitatea e de la Adam și Eva, de curios s-a uitat în telefon. În timp ce el citea mesajul ăla sinistru, inima mea resuscitată de acest Dumnezeu care există, m-am uitat în sus și am zis, lăudat să fie Dumnezeul meu. Și el a luat telefonul și a zis, bă, tu ești normal? Tu vezi ce scrie aici? Vrei să te dai tu acum marele pastor că drăuda? Bă, tu vezi ce? Da, că o zis el, că nu-i duci tu greu, că Andreea duce greu, că ea trebuie să stea pe spital. Bă, tu vezi ce scrie? Tu știi ce înseamnă asta? Eu am rămas la ceea ce vibra în inima mea. Dumnezeul meu există. Am luat telefonul și i-am scris la Andreea așa. Andreea, să nu uiți că există Dumnezeu. Și de data asta, Dumnezeu va face să fie totul bine. Ca să mă asigur că m-o înțeles, am scris încă o dată la final totul și am pus semne exclamări. Am ajuns mai spre după masă la Andreea când m-o lăsat să intru. I-au adus-o pe Victoria preț de câteva momente, au dus-o mai apoi din nou în terapie intensivă. După vreo 4-5 zile ne dă drumul acasă. O zis să aveți grijă de ea și la o lună să veniți la un control, la o doamnă, doctor, ne-a dat o adresă cu mare, mare grijă. Dacă cumva o vedeți că se învinețește, dacă un pic, ceva semne, de urgență la spital. Imaginați-vă că mă trezeam noaptea și Victoria ca un bebeluș dormea neîntoarsă, o clătinam un pic să văd dacă mai respiră. Vă uitați din mă, hai zic, bun, respiră, e ok, e în viață. În inima mea se dădea o luptă. Alin, să nu uiți că există Dumnezeu. Dar vinea și cealaltă șoaptă. Bă, crezi că o fi chiar așa? Crezi că Dumnezeu s-a atins de ea? Vinea din nou strigătul. Dumnezeu există! Dumnezeu s-a atins! Dumnezeu există! La 2 săptămâni după ce am scos-o pe Andreea și pe Victoria din spital, mă duc undeva la rugăciune. Țineți minte. Acolo la rugăciune, Dumnezeu prin glas profetic îmi vorbește printr-o soră și îmi spune așa, iată bărbatule, eu te-am pus, eu te-am așezat, eu te mai așez, eu te ridic, eu îți dau, eu îți fac, eu dreg, eu... Bă, și în timp ce Dumnezeu îmi spunea, m-am gândit eu, bă, ce interesant e Dumnezeu. Tăde el, dar de mine nimic.
de lucrarea Lui, de biserica Lui, de ce trebuie să mai fac, bă, dar de mine nimic, cu am pe Victoria acasă, nu vede, doar am gândit, sora, am vorbit din partea Lui Dumnezeu. La un moment dat se oprește dintr-o dată și zice așa, ascultă bărbatule și ține minte, ce eu am vindecat, rămâne vindecat că eu exist, amin. Și-o continuat mai apoi să-mi vorbească de lucrare, de biserică. Se termină momentul ăla și îmi zice sora, frate Alin, eu te cunosc, în parte eu cunosc lucrarea ta. Toată povestea cu lucrarea o înțeleg, că știu, ești pastor la biserica Efrat, alergi încolo, încolo, știu. Bucata aia cu vindecarea nu o înțeleg. O zis, despre ce e vorba? Scot telefonul, eu arăt pe Victoria și am zis, uite, despre ea e vorba. Îi povestesc toată povestea. La o lună mergem la doamna doctor de la Timișoara. La un moment dat, doamna doctor, când se uită în foile de ieșire din spital, are următoarea exprimare, citez. Ai de viața mea. O dezbracă pe Victoria, o pune la aparate, cu spatele la noi și cu ochii în monitor mă întreabă. Domnul Alin, tatăl Victoriei, dumneavoastră credeți că există Dumnezeu? Și eu îi spun, doamna doctor, cred mai tare decât credeți dumneavoastră că eu cred. Da, cred. Și mi-arată așa, pe inima Victoriei există o cicatrice și mi-arată pe mâna dumneaei, așa. Zice, cicatricea asta e în urma faptului că acea gaură pe care colegii mei au văzut-o s-a închis. Și s-a închis foarte repede. Zice, s-ar fi închis cel mai probabil cu o operație, că trebuia ajutată. Dar aici a fost o mână de Dumnezeu care a închis-o. Și putem spune încă o dată că există Dumnezeu. Oameni buni, casa dumneavoastră, familia dumneavoastră, pruncii dumneavoastră, modul în care dumneavoastră vă veți trăi viața, va avea nevoie mai devreme sau mai târziu să se poată striga există Dumnezeu. Acel strigăt care să producă efect și care să nu rămână doar ca un slogan. Ascultați-mă, ce trebuie să facă viața unui om, viața dumneavoastră, să puteți striga de adevăratelea, există Dumnezeu. 1. Să poți să strigi în fiecare zi, în fiecare moment al vieții există Dumnezeu. Notați, vă rog, notați în inimă și în minte, omul trebuie în viață să se uite dincolo de ceea ce văd ochii ăștia. Ar zice acum cineva, asta o știm. Și ar veni întrebarea mea, de ce nu o faceți atunci? Pentru că lupta care se dă în inima omului și în viața omului care trebuie să poată striga există Dumnezeu, se dă lupta asta ca să se uite la ce izbește ochiul, la încercarea din viața lui, la boala din viața lui, la momentele critice, la neajunsul din viața lui, să ai puterea să te uiți dincolo de material, să ai puterea să te uiți dincolo de ceea ce se văd cu ochii ăștia, să ai puterea să te uiți dincolo de ceea ce afișează lumea asta. Aduceți-vă aminte că Petru și Ioan la un moment dat se duc la templu, la poarta anumită frumoasă, zice Biblia, era un cerșetor care cerșea, ăla s-a pus acolo să primească bani, să primească sandvișuri, să primească de milă, ăla s-a pus acolo să-și umple portofelul până seara. La un moment dat oamenii îi dădeau de milă, că de nu-i dădeau nu mai stăteau, schimba locul. La un moment dat era tare profitabilă poarta aia anumită frumoasă. La un moment dat ajung oamenii lui Dumnezeu, Petru și cu Ioan, și dintr-o dată ăștia întinde mâna, s-a uitat direct la buzunarele lor și au zis, mă, nu-mi da și mie ceva de milă, vă rog frumos. Dintr-o dată le-au țintit buzunarele, bă, uite ce fain stă buzunarul la Petru. O zis, te rog, nu-mi dai și mie ceva de milă. Ascultați ce zic oamenii lui Dumnezeu, aur și argint n-avem. Bă, și dacă n-aveți aur și argint, nu mă mai țineți de vorbă. Dacă n-aveți aur și argint, circulați, că mă țineți din treabă. Dacă n-aveți aur și argint, nu mai stați aici cu mine, că trec alții cu buzunarele pline și pierd profitul. Dar continuă oamenii lui Dumnezeu, dar ce avem îți dăm. Și ascultă-ne bine, n-avem materialul, n-avem ceea ce vrei tu, dar avem altceva mult mai prețios. Ce? Superbitatea unui Dumnezeu glorios, care te poate ridica din ologirea asta ta, care te poate ridica din starea ta. Mai vrei să te mai uiți la noi? Bărbatul ăla, dacă nu se uita dincolo de material, ar fi rămas un nenorocit toată viața, pentru faptul că a avut puterea să se uite dincolo de ceea ce îi zbeau ochii. A putut la un moment dat să sară
afară, să strige, să umble și să le spună altora: există un Dumnezeu mare. O zis, aur și argint n-avem, dar uite dincolo de buzunarele noastre, uite-te dincolo de materialul ăsta, uite-te dincolo de banii care ai putea să-i primești, uite-te dincolo de materialismul vremurilor noastre, uite-te la un Dumnezeu care poate să-ți mai poarte de grijă, uite-te la un Dumnezeu care poate să te mai țină. Ăsta stă și se uită țintă la ei, zice, întinde mâna, dă mâna, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Dragii mei, bărbatul ăsta a putut să strige pe drept, există Dumnezeu, pentru că a avut la un moment dat curajul să se uite dincolo de ceea ce izbesc cu ochii. Mulți nu mai pot să strige astăzi, în momentele în care e atât de mare nevoie, există Dumnezeu, pentru că privirile multora se blochează în materialismul vremurilor noastre. Privirile multora se blochează aici. Privirile multora se blochează în situațiile complicate. Aduceți-vă aminte și gândiți-vă la un moment dat la David, când l-a văzut pe Dita mai Goliat, putea să zică: nenea Goliat, să trăiți, v-am văzut cel mai de aproape, am bătut recordul cu frații mei. O, să mă pot lăuda toată viața. Bă, fricoșilor, nici nu v-ați dus măcar lângă Goliat. Eu m-am dus lângă Goliat. Nenea Goliat, nu strigați așa tare, că mă speriați, am plecat, vă doresc o zi bună. Nu! O zis David, îl văd pe Goliat deja un mort, un înfrânt, pentru că dincolo de un uriaș există un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Cât de caragios a fost momentul ăla când i-a zis Goliat: puștiu, ți-ai mâncat Kinder Bueno astăzi. Bă, cu ce o să dai tu cu mine de pământ? Cu ce o să mă dobor tu pe mine? Cât de caragios a fost momentul ăla? Cu ce o să mă dobor tu pe mine? Să-l vezi pe David că zice: nenea Goliat, am o praștie aici în buzunar, o dau de obicei cu ea după păsări, dar astăzi te țintesc pe tine. Bă, tu ești normal la cap? Cum? Uite așa simplu. Pentru că nu praștea asta te va dobori pe tine. Dincolo de praștea asta există un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Știți care o fi fost conversația între David și Goliat? Bine, mai să zicem că prin absurd cad jos. Dar cu ce o să-mi tai capul ca ai victoria finală? Iei capul dușmanului de jos și îl ridici și spui: uite, gata, nu se mai ridică. Nu se mai ridică. Cu ce îmi tai capul că n-ai sabie? De aici ești blocat, prietene. La un moment dat David se uită dincolo de un moment în care aparent ar fi rămas fără de cuvinte. Și în momentul în care parcă te-ai bloca, vine un Dumnezeu care există și zice: stai mă că mai există un milion de soluții, ți-o dau pe cea mai bună. Spune-i la Goliat în felul următor: nenea Goliat, n-am sabie, dar ai tu și ne ajunge la amândoi. Și Biblia spune că David a tăiat capul lui Goliat cu sabia lui. O zis: da, Goliat, nu-i problemă că ai tu, ne ajunge. Dumnezeu zice că nu trebuie să mai por și eu. El există și știe să-mi pregătească și o sabie. E la tine în teacă. Urmează doar imediat să o folosesc. Știi de ce, Goliat? Ca în valea terebinților să se mai strige încă o dată: există Dumnezeu. Pentru că veți avea nevoie să strigați: există Dumnezeu. Dragii mei, în seara asta eu sunt aici să vă rog și să vă spun: luați-vă privirile de pe pământul ăsta și de pe materialismul vremurilor noastre. Luați-vă privirile doar de pe certificatul ăla de boală în care vă spune medicul un diagnostic crunt. Și peste certificatul ăla pe care nu trebuie să-l ignorați, trebuie să vă faceți partea, să-i ascultați pe medici. Dar dincolo de asta, să nu uitați că există un Dumnezeu care poate să te mai uiți în viață la superbitatea lui Dumnezeu, să te mai uiți în viață la măreția lui Dumnezeu, să te mai uiți în viață la tot ce a creat Hristos și să spui: astea sunt create de Suveranul, să te mai uiți în viață la momentele glorioase în care Domnul s-a apropiat de oamenii căzuți și să spui: și pentru mine există un Dumnezeu. Cei mai mulți oameni își blochează mintea și viața la ceea ce se vede. Gândiți-vă la fiul risipitor. Dacă s-ar fi uitat la zdrențele lui, ar fi rămas un nenorocit toată viața. Cum să ajung eu, bă, la casă, la tata, așa, că e atât miros a Hugo Boss? Și eu ajung un nespălat la tata acasă? Mi-e rușine, mă, să intru. Eu, în calitatea mea de pastor, care stau deseori pe latura evanghelizărilor, aud deseori oameni care vin și spun: pastore, cum să intru eu în biserică? Păi cade tava, taci, mă, că nu cade nimic, vezi de treabă. Păi da, eu spun, mă, du-te, uite-te la Hristos dincolo de păcatele tale. Păi de ce Dumnezeu se împiedică într-un păcătos ca tine? O mai văzut ca tine miliarde, mă, și eu salvat. Tu vino numai. Păi mulți diavolii blochează, băi, eu, de eu cel mai păcătos. Știi dacă ești cel mai păcătos? Păi uite-te dincolo de păcatul ăla tău. Eu cel mai slab. Păi ce, Gedeon s-a văzut puternic?
O zis Gedeon, Doamne, știi ce am făcut aici când timp ce băteam grâunte, ascând pauze, meream și mai trăgeam la fiare, îs puteri, unde mă trimis prafii fac, da, de unde? Ăsta o zis, știi cât ăsta eu de slab, dar uite-te dincolo de slăbiciunea ta. Vă aduceți aminte de femeia care a fost trimisă de omul lui Dumnezeu acasă să umple vase cu un de lemn și a întrebat-o ce ai acasă? Dacă era româncă, zicea, n-am nimic. Că noi cu încă 2 litri 5 de ulei acasă, zicem că nu mai avem. O zis, mai am puțin un de lemn, ăla mi-l trebuie. Păi da, dar e puțin, nu contează. Tu uită-te dincolo de puțin. Că dincolo de puțin există un Dumnezeu puternic. Uită-te dincolo de cearta din casa ta. Uită-te dincolo de copilul care nu te ascultă. Uită-te dincolo de faptul că astăzi ești în nevoi și neajunsuri. Uită-te dincolo de faptul că astăzi ești la răscruș de drumuri și nu știi ce să faci. Uită-te la un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Uită-te în Scriptură. L-ați văzut vreodată pe Dumnezeu să piardă? Că la un moment dat zice că o bătrână a vrut să fie interogată în mod bajocoritor, a fost interogată în mod bajocoritor de unul. Zice, auzi, dar dumneavoastră credeți Biblia asta? Da, cred. Credeți că e adevărat? Da, cred că e adevărată. Și credeți că ea e reală? Da. Păi explicați-mi și mie, cum a putut să stea Iona 3 zile în pântecul chitului, a balenei? Cum a putut să stea 3 zile? Eroare 407. Nu știu. S-au blocat. La un moment dat, bătrânica asta se uită dincolo de o întrebare tendențioasă și spune, nu știu. Nu știu cum a stat. Da, ai văzut? Și crezi prostia aia de Biblie? Da, ai văzut că nici nu știi. Aparent ai spune, bă, rămas fără de cuvinte. Dar bătrânica s-a uitat în sus și a zis, Doamne, acum ce-i zic la ăsta? Mă uit dincolo de el, mă uit la el, mă uit la tine, ce-i zic? Și bătrânica spune așa, ascultați, nu știu cum o sta, nu știu cum o respira plămânii lui. Dar când voi ajunge în cer, o să-l întreb pe Iona. Iona, cum a fost? Cum a fost, mă? Cum ai rezistat? Ăsta ca să o șicaneze mai tare, zice, na, stați un pic. Și dacă nu Iona acolo în cer, ca să-l poți întreba, ce faci? Și bătrâna stă și zice, nu, dacă nu Iona în cer, atunci îl întrebi tu. Simplu. Dacă nu-i în cer, unde poate fi? Nu rămâi fără de cuvinte. Niciodată. Ia-l pe Dumnezeu și fă-l aliatul vieții tale și ai puterea să te uiți în viață dincolo de ce izbește ochii. Dincolo de momentul ăla greu al vieții. Dincolo de momentul ăla complicat al vieții. Și să spui, dincolo de ce se vede, există un Dumnezeu puternic. De nenumărate ori în viața mea am fost pus în fața astfel de provocări. Să pot să trebuiască să mă uit dincolo de ceea ce vedeau ochii ăștia doi. Și să le spun chiar și altora, Dumnezeul nostru, în multe contexte, Dumnezeul nostru poate. Am luptat în fiecare zi să nu-L bag pe Dumnezeu în tiparul minții mele. Știți că mulți se iau după Dumnezeul culturii noastre? Atenție, Dumnezeu nu-i român. Nu-i nici de la mine din Făget, nici de la dumneavoastră din Jebel. Dumnezeu nu-i român. Când noi îl băgăm pe Dumnezeu în tiparul minții noastre și îl vedem la un moment dat blocat, că noi românii ne blocăm oricum repede de multe ori, și îl vedem pe Dumnezeu blocat și zicem, no, gata, dincolo de asta nu se mai poate face nimic. Priviți-l pe Dumnezeul Scripturilor, nu pe Dumnezeul culturii, pe Dumnezeul Bibliei. Să-L vedeți pe Dumnezeul Bibliei cum a știut să iasă din situații complicate, femeia prinsă în preacurvie. Ce complicat a fost momentul ăla. Au venit să-L prindă. No, dacă o zici, ce să îi se facă la femeia asta? Dacă spunea omorâți-o, spunea, bă, păi da, tu ai venit să dai oameni la moarte sau să-i salvezi? Dacă spunea, nu omorâți, o, nu mai credem în tine că tu calci legea lui Moise. Priviți-L pe Dumnezeul care a știut să iasă din toate situațiile complicate. În tinerețea mea, în copilăria mea, auzeam predici, ce-o scris Domnul pe pământ? Bă, și mi-or mânca câteva zile din viață cu ce-o scris Domnul pe pământ. Și majoritatea spuneau, părerea mea. Eu am zis odată că dacă e vremea părerilor, părerea mea e că Domnul a scris, băieți, dispăreți repede. Nu, atât ne dăm cu părerea. Nu de aia au plecat oamenii ăia pentru că a scris Domnul ceva pe pământ.
Pentru că Domnul a putut să iasă dintr-o situație complicată cu inteligența divină și glorioasă. Că la un moment dat Domnul se așează și le dă timp la ăia să plece. Cu piatra în mână și cu pietrele în mâini stăteau să lovească. După legea vremurilor respective, n-avea voie nimeni să lovească cu piatra până când nu dădea primul, martorul. Pentru că aveau și o oarecare justiție în vremea aia. Și au zis, mă, când dă primul, înseamnă că ăla își asumă moartea. A fost martor. No, după ce dă primul, dați toți. Și Domnul le spune, cel fără de păcat să dea cel din tâi cu piatra. Cu alte cuvinte, după legea lor, nu bine, mă, să dea martorul cu piatra. Nu, cine a putut să fie martor la săvârșirea păcatului respectiv dacă nu cel cu care s-a săvârșit păcatul? Că pe ăla nu l-a adus. Că aici era și retlicul. Că trebuiau aduși amândoi. Cum aduci numai pe ea? Băiesc, a zis, băiesc, nu mă mai bag. M-a prins. Dacă dau cu piatra, îți victimă. Nu mă mai bag. Ori crezut că îl prind pe Domnul, ori crezut că îl blochează pe Domnul. Nu, uită-te la Dumnezeul Bibliei, care de fiecare dată a avut o soluție. Glorie Lui pentru asta. Credeți că Dumnezeul Bibliei, când îl priviți dincolo de ce izbesc ochii ăștia, pentru dumneavoastră nu va avea o soluție? Ba da. Așadar, dragii mei, e atât de important în viață să putem să strigăm există Dumnezeu, să ne uităm dincolo de ceea ce izbesc ochii. Doi. În viață, ca să poți să strigi există Dumnezeu, e obligatoriu să faci tot ce ți se spune. Noi ne-am învățat în viață să fim tare selectivi. Biblia e porunca lui Dumnezeu. Ascultați cum fac românii cu porunca. Citeam un reportaj, ca o paranteză, că ucrainienii din război, când se ducea vestea printre ei că trebuie să intre în Rusia, li se părea ceva de domeniul fantasticului. Cum să intre ei în Rusia? O să du-te pe de aici, de-abia ne apărăm, intrăm noi în Rusia. La un moment dat se dă ordinul prin stație, emisie, recepție. N-o veni nimeni să le facă schițe. N-o veni nimeni să le facă, să-i convingă. Bă, vă rog eu, intrați în Rusia. Vă rog eu, intrați în Rusia. Dar vă rugăm, bă, intrați în curs. Hai să-i nenorocim pe ea. Nu. S-o dat un ordin prin stație de emisie, recepție, la ora 16. Batalionul cu tare intră în Rusia. N-o zis nimeni, șeful, stai un pic, că nu suntem chiar convinși. Chiar dacă tremurau din toate încheieturile, porunca rămâne poruncă. Cei care ați făcut armata știți că nu v-ați jucat niciodată cu porunca unui superior. Biblia rămâne poruncă. În momentul în care omul, după ce primește porunca din partea lui Dumnezeu, deseori știți ce face? O analizează, o fi sau nu o fi. În momentul în care cineva analizează dacă să pună sau să nu pună în viața lui rânduiala Bibliei, se diminuează acea credință a unui Dumnezeu puternic care te face să poți să strigi, există Dumnezeu. Se diminuează și la diavol îi convine asta. Mulți după ce o analizează, încep să o negocieze. Dar dacă nu facem așa, e bine așa. Dar Doamne, dacă nu iubesc chiar și pe ăia și iubesc numai pe ăia alți, merge să pune? Se diminuează mai tare credința în om. Și după ce o negociază, încă mai stă pe gânduri dacă pune în aplicare sau nu. Dar uitați-vă la oamenii care au puterea în viață să pună Biblia asta, porunca lui Dumnezeu în totalitate, în viața lor și să facă tot ce li se spune. O să-i vedeți în momentele grele ale vieții că au puterea să se uite în sus și să spună există Dumnezeu. Există un Dumnezeu care nu mă lasă. Există un Dumnezeu care mai are o soluție și pentru mine. Dar pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi? Pentru că mă uit dincolo de ceea ce izbesc ochii ăștia doi, mă uit la un Dumnezeu glorios care n-a pierdut niciodată și doi, am fost omul gata să pun în aplicare tot ce Dumnezeu mi-a spus. Revin la femeia cu un de lemn. Vine la omul lui Dumnezeu și spuneam, doi copii urmează să-mi ia, ce să fac? Să te uiți dincolo de ce izbește ochiul. Ochiul acolo izbea o catastrofă, o mamă care rămânea fără de copii, o mamă care nu și-i mai putea recupera niciodată, că odată luați robi, nu-i mai putea recupera niciodată, că oricum n-avea bani să-i recupereze, adică se vedea o tragedie, pur și simplu o tragedie. Ce ai acasă? Un pic de un de lemn. Bun, te uiți dincolo de puținul ăla la un Dumnezeu puternic. Acum te duci să faci tot ce ți se spune. Fiți atenți. Te duci și cer vase. Cer de la toți vecinii tăi. Nu cer puține. Iei copiii lângă tine și închizi ușa.
Oricare din cerințele astea, dacă femeia asta nu le-ar fi făcut, n-ar fi putut să strige există Dumnezeu. Una dacă nu o făcea. Dacă nu se apuca să ceară vaste minunea, nici nu pornea. Dacă nu cerea de la toți vecinii ei, nu-i avea de ajuns. Dacă era rușine să spună vecinul, dă-mi-le toate care le ai. Pentru că în felul ăsta Dumnezeu a expus-o. O femeie săracă cerea vase pentru un de lemn. Că vasele pentru un de lemn erau speciale. Nu cerea borcane să pună zacuscă în ele. Cerea vase pentru un de lemn. Majoritatea bogaților aveau așa ceva. Imaginați-vă comerțul să răntoacă și au zis: vecinul, n-ai să-mi dai și mie, te rog frumos, niște vase de un de lemn? Dar de ce? Că Dumnezeu există. Pentru că a vrut să o facă pe femeia asta să aibă puterea să declare că există Dumnezeu, să-și asume, să nu-i fie rușine să spună că există Dumnezeu. Mulți vor să vadă puterea lui Dumnezeu, dar le e frică să facă tot ce Dumnezeu le spune, le e frică să-și asume, le e frică să pună în aplicare detaliile lui Dumnezeu, le e frică să fie conștienți că Dumnezeu e atent la detalii. Dumnezeu s-a uitat la fiecare detaliu în parte. Dacă nu cerea vase, dacă cerea puține, n-avea de ajuns. Dacă nu-și lua copiii lângă ea și spunea: bă, copiii la joacă, că am eu treabă. Cei care îi puneau vasele erau copii, erau grele, erau de piatră, nu erau ușoare. Ar fi obosit femeia și ar fi zis: bă, dacă îi convine la ăla câte am, bine, dacă nu, nu. Zice Biblia, copiii au spus că nu mai există vase. Ceea ce se înțelege că și copiii trăgeau vasele. Adică a fost ajutor, a fost ajutorul potrivit. Dacă nu închidea ușa, tâlharii care treceau la drumul mare ar fi jefuit-o în câteva minute. O femeie săracă, văduvă singură, cu dita mai bogăția în casă. Pentru că a fost atentă la detalii, pentru că a fost gata să facă tot ce Dumnezeu îi spune. Dumnezeu a făcut în așa fel încât în casa ei să se poată striga, există Dumnezeu. Știți de ce mulți nu mai pot să strige, există Dumnezeu? Selectează. Asta nu fac. Mă, pocăiește-te mâine. Mă, trebuie să te botez. Lasă-mă că mai am eu vreme. Bă, roagă-te, îți preocupat. Bă, mai cântă. Las, bă, că cântarea e pentru privighetor, pentru mine. În momentul în care selectezi detalii, când selectezi voia lui Dumnezeu, se diminuează acea credință care te face să strigi, există Dumnezeu. Da, uneori Dumnezeu ne expune. Uneori Dumnezeu ne expune. Am tot zis de ea, draga de ea, când o să crească mare și o să vadă pe internet în atâtea predici, da, prinde bine. A fost o lecție și pentru mine. Biserica pe care eu o păstorez, la final de slujbă, o fetiță de clasa 0 pe atunci aruncă o vorbă ilegală către mine. Bă, la un moment dat s-a trezit în mine orgoliu de pastor. Cum să vorbești așa cu pastorul, mă? Am vrut să o prind, dar n-am putut, că o fugite. Bă, dintr-o dată am zis, bă, nu se poate, mă, dar cum să vorbească așa, mă? Atâta mi-a fost de ciudă că n-am prins-o. Bă, trebuia să-i spun, mă, n-ai, cum vorbești așa, mă? Cine te-o învăța, mă? Da, de unde, că o fost rapidă. La un moment dat, m-am tot frământat. Eram acolo în față, lângă amvon, s-o elibera biserica, mai lungă, așa, un pic ca dumneavoastră. În hol o văd pe ea și pe maică sa. Când o văd în hol, zic, ăsta e momentul. Strig, voi două să mă așteptați. Fetița a încremenit. Maică sa nu știa de ce eu le strig. Am plecat pe culoar. Dumnezeu a așezat detaliile în inima mea. Diavolul vrea să le pună și el. În mintea mea urla un strigăt ciudat. Nu pierde momentul. Du-te și spune-i. Hai să spun ce obraznic a fost fieta. Cred că cu tine s-a amână. Uite, așa ați crescut-o. O să vă culegeți roadele. Cred că la voi aude din astea. Îmi vineau pe bandă rulantă toate. Zic, n-o stai să mă țin minte, toată viața ta să mă țin minte. Să mă țineți minte, nu-i voi, cum să vorbea? Pe partea cealaltă, un glas de Dumnezeu îmi spunea să nu pierzi un detaliu. Fetița aia mă vede pe mine prin tine. Să nu pierzi detaliul ăsta. Băi, drept că vinea urletul ăsta la alt. Nu pierd, mâine n-are rost să-i mai spui. Mâine, egal cu zero, astăzi dacă îi spui, mâine, n-are rost, taci măcar din gură tărâstul vieții. Dacă ai pierdut momentul de astăzi, subiect închis, nu-l pierde, treaba ta. Vinea glasul lui Dumnezeu, Alin, să nu pierzi detaliu. Fetița aia mă vede pe mine prin tine. Mi-am dat seama că am o bomboană în buzunar. Fratele Nelu Pavelon, Dumnezeu să-i dea sănătate, de câte ori vine la biserică îmi dă o bomboană. Aveam o bomboană în buzunar.
Am scos-o involuntar. Involuntar. M-am trezit cu bomboana în mână și glasul lui Dumnezeu mai pune un detaliu. Du-te și dă-i bomboana ei și mai adaugă un detaliu. Și spune-i că e cea mai frumoasă fetiță din biserică. Păi ea face ce face și eu mă duc să-i zic că e cea mai... Stai un pic, nu s-a întâlnit ăla cu ăla. Să fii serios. Și eu în timpul ăsta meream pe culoar, încetineam pasul. Bătălia în inima mea era grozavă. Cu bomboana în mână, vă mărturisesc, m-am gândit, dacă îi dau numai ambalajul să pune, cam asta ai fi putut să primești. Am ajuns în fața lor, v-am oprit ca să ce? Eram la intersecții. Să ascult detaliile lui Dumnezeu, să am atitudinea caldă, duioasă, să-L arăt pe Hristos prin viața mea sau să fiu ăla orgoliosul care, bă, nu pierd momentul. V-am oprit ca să trag aer în piept și zic, v-am oprit ca să îți spun că ești cea mai frumoasă fetiță din biserică și să-ți dau bomboana asta. Fetița i-a dat lacrimile, o întins mânuțele. Eu mai auzit pe tineri că mai îmi spuneau, frate Alin, măcar la nunta mea să fie acasă. La un moment dat, fetița aia o întins mâinile, eu m-am plecat spre ea, m-a prins în brațe, m-a strântat tare și cu o voce plângăcioasă a zis, frate Alin, o să predicați la nunta mea? Mai am o nuntă peste 20 de ani. Știți ce s-a așezat în inima mea în momentele alea? O liniște superbă. M-am dus acasă. Mama mea mă sună și îmi spune, Alin, Eunice, cumnata noastră, a ajuns în spital de urgență. Și medicii au spus că are septicemie. Eunice are 3 copii cu Sebastian acasă. Ne-am gândit la cei mai greu, ne-am gândit la cei mai dur, ne-am gândit la cei mai dezastros. La cei mai dezastros. În momentul ăla m-am prosternut pe genunchi. Mama mi-a zis, Alin, noi trebuie să strigăm ca Dumnezeu să ne ia pe Eunice. Ar fi prea greu. E cumnata noastră. La un moment dat m-am prosternut pe genunchi. Urma să-i spun lui Dumnezeu, știu că existi. Știu că poți să o mai lași pe Eunice, mamă, în casă. Născuse de curând. Ăla mic avea vreo 2 săptămâni doar. Știți ce mi-a trecut prin cap și în fața ochilor prima dată? Atenția la detalii de cu o oră și jumătate mai devreme. Când omul selectează din ce Dumnezeu îi cere, când omul selectează din ce Dumnezeu vrea, când omul n-ascultă în totalitate, nu mai poate să strige, există Dumnezeu, că nu mai are curaj și ce-o face e doar un slogan gol. Dar dacă viața mea și a dumneavoastră se bazează pe detaliile Bibliei. Și eu am puterea să spun, în viața mea rămâne Hristos de fiecare dată. Eu nu selectez detalii, le pun toate așa cum Dumnezeu mi le cere. Știți ce pot să fac în momentul greu al încercării? Când ca și în momentul răstignirii, parcă totul se despică, parcă totul se întunecă, parcă totul se spulberă. Pot să mă uit în sus și să spun, există Dumnezeu. În ultimul rând, ca să poți să zici asta, e obligatoriu în viață, dragii mei, să ai puterea să trăiești diferit. Simplu. Nu-i complicat deloc. Ascultați-mă, am ales cele mai banale și mai simple puncte în predica asta. Să poți să fii diferit. Să ai în viață puterea să te uiți dincolo de ceea ce izbești cu ochii ăștia. Să ai puterea în viață să pui în aplicare toate detaliile, să nu le selectezi. Și să ai puterea să fii diferit. Tu să fii altfel. Au tare des, bă, dar numai eu să fiu altfel. Da, mă, numai tu să fii altfel. Care-i problema? Tu să fii altfel. Toată viața mea tata a dat cu zmoală pe noi. E pastor, stați, nu vă grăbiți să-l judecați. Toată viața a dat cu zmoală pe noi. Cum? Știți ce zice Biblia că a făcut mama lui Moise în sicriașul în care l-a așezat? L-a dat cu zmoală. Știți de ce l-a dat cu zmoala aia neagră? Să nu-l simtă crocodilii din Nil. Aparent îi spune, cum îl pui în zmoala aia neagră? Că îl înnegrești. Nu contează. Să nu-l simtă crocodilii din Nil. Copilul ăsta trebuie să trăiască. Trebuie să fie diferit.
Toată viața mea, în copilărie și în adolescență și chiar în tinerețe, am fost negru văzut de alții. Că tata îmi spunea, mă, dacă toți stau, tu la ora 10 pleci. Mă, dacă toți fac, tu nu faci. Mă, dacă toți te duc, tu nu te duci. Și parcă în ochii altora eram așa cu zmoală, numai eu n-aveam voie, eu eram mai negru. Știți ce-o făcut? O pus în aplicare toate detaliile și m-a făcut să trăiesc diferit. Iar momentul ăsta în care am avut curajul și puterea să trăiesc diferit de dragul lui Dumnezeu, m-a făcut să pot să strig din toată inima în momentele grele, există Dumnezeu. Știți că-i caută Dumnezeu pe oamenii care au puterea să trăiască diferit? Să te duci la tine în birou mâine dimineață și când intri acolo să ai curajul să-i saluți pe toți colegii tăi. Mă, știți ce vă doresc astăzi? Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească. Bine, o să zic că ce ai băut, dacă ești bine, dacă ai dormit sau n-ai dormit, că dacă ai salutat toată viața cu ceau și cu bau, când o să uită la tine, bă, tu ești sau nu ești tu? Ești tu sau nu ești tu? Să ai puterea să-ți strângi prieteni în brațe și să le spui, bă, uite, să știi că mă rog pentru tine în contextul în care nici măcar nu i-ai băgat în seamă. Să ai puterea să mai cânți în momentele de singurătate. Să ai puterea să te duci să umpli o plasă cu ce alții poate n-ar pune de zgârciți și să te duci la omul la care n-are. Să lași pe Dumnezeu să spună la nivelul minții că tu ești omul lui Dumnezeu și că trebuie să faci aia. Să mai faci ligheanul ăla de gogoș și să ai puterea să fii diferit și diferită. O, îi caută Dumnezeu pe oamenii care au puterea să trăiască diferiți. În clasa a patra am avut un coleg care era dezastru planetar. Îi mușca pe toți, îi scuipa pe toți, îi înjura pe toți. Ți-era groază să te duci lângă el pentru faptul că nu știai cum reacționează. Singurul lui moment de liniște era în pauza mare, când noi 25 de elevi deschideam pachetele aduse de acasă să mâncăm, el nu avea ce să deschide pentru că nu avea pachet cu el niciodată. Era singurul lui moment de liniște. Se punea în bancă și zgârea banca de stres. Pur și simplu zgârea banca. Imaginați-vă că eu n-am prins vremurile alea în care la pachet au ca pruncii noștri biscuiți cu Oreo și cornuri 7 Days. Eu am prins vremurile alea cu zacuscă, cu salam, ăia care erau mai pălux erau cu șnițel. Deci vă imaginați ce mirosea în clasă când 25 de copii deschideau suplimentele. Și de nu-ți era foame, te lua foamea. Ăsta stătea în bancă. Una din colegele mele, pocăită și ea, a venit la mine. Permiteți-mi să vă redau conversația mea cu ea, așa, după vorbele mele de astăzi. Chiar dacă n-au fost vorbele astea, esența era asta. Alin, noi doi trebuie să fim diferiți. Și cam ce ai vrea să facem? Să-i aducem câte un sandwich la colegul nostru. Într-o zi aduc eu, într-o zi aduci tu, într-o zi aduc eu, într-o zi aduci tu. Știți care a fost prima mea reacție? Păi, o să râdă de noi. Bine, mă, v-ați găsit voi să vă... Nu contează. Noi trebuie să fim diferiți. Gata. Mă bag. Mami, într-o zi îmi pui două sandwich-uri, într-o zi unul, într-o zi două, într-o zi unul. Colega mea ținea rândul. Îmi spune, aveți că azi e rândul tău? Mâine era rândul ei? Și tot așa. Într-o zi vine și îmi spune, Alin, vezi că azi e rândul tău? Așa, relaxată, ca de obicei. Azi e rândul tău să-i dai sandwich-ul la colegul nostru. Eu, la fel de relaxat, i-am zis, l-am uitat acasă. Ea mai relaxat, o zis, nu-i niciun bai că-l dai pe al tău. Mi-aduc aminte de fiecare dată ca și cum ar fi fost ieri. Am luat sandwich-ul să mă duc să-i duc la colegul meu. Dar cu privirile spre ea, vezi că îl dau, da? Mâine rândul tău. Să nu uiți că mâine trebuie să vii cu două. M-am dus să-i dau sandwich-ul. În timp ce îi dădeam sandwich-ul la colegul meu, colega mea rupea sandwich-ul ei în două. O bătu cu palma în bancă și o zis, Alin, sandwich-ul ăsta îl mâncăm noi doi. M-am întâlnit cu ea după ani de zile. Ne-am adus aminte într-o zi, întâlnindu-ne, de momentul în care am avut curajul, doi copii de clasa a patra, să fim altfel. Știți că deseori când am nevoie de acele momente în care să pot să strig, există Dumnezeu și nu mă lasă, prin fața ochilor mei trec detaliile astea. Știți de câte ori Dumnezeu vă pune în astfel de contexte și pierdeți detalii? Pentru că n-aveți curajul să fiți diferiți?
Pentru că n-aveți curajul să trăiți altfel? Pentru că n-aveți curajul să le spuneți altora că aveți un Dumnezeu care merită să fie trăit? Auziți, la cina cea de taină, poate cântăm după aia ceva, la cina cea de taină, în odaia cea de sus, cel care a fost diferit de toți a rămas Hristos. Imaginați-vă momentul în care intrai în casa cuiva, exista un rob care spăla picioarele celor care intrau. De data asta robul nu era acasă. Domnul s-a uitat în stânga și în dreapta și a zis: robul nu e acasă. Care vreți să fiți diferiți astăzi? Care vreți să fiți robul astăzi? Ăla eu nu. Deseori noi ca și oameni spunem că munca cea mai de jos trebuie să o facă la îmbrăcat mai slab. Cel mai bine îmbrăcat de acolo era Iisus Hristos. Haina dintr-un singur fir, de sus până jos, impecabilă, o aveau, îmi spuneam eu, un evreu în Israel anul trecut, doar ultra-bogații. Spunea el, citez, că dacă ar trebui să pui haina lui Iisus Hristos în vremurile noastre, ar costa undeva peste 30.000 de euro. Cea mai impecabilă haină era a lui Iisus Hristos. Toți șifonații îl înconjurau. Permiteți imaginației mele, cred că cel mai șifonat era Petru, că atât timpul era agitat. Și Domnul s-a uitat și a zis: niciunul nu vreți să fiți diferit. Niciunul, nu. Nu vreți niciunul să fiți altfel, nu. Nu vreți niciunul să aveți puterea să arătați și să faceți o diferență. Nu. De ce? Nu. S-a dezbrăcat Hristos de haina lui, ascultați, a luat picioarele ucenicilor care urmau în câteva momente să alerge prin praful din drum. A unor ucenici care urmau în câteva momente să fugă, să le fie frică. A luat piciorul lui Petru, care urma în câteva momente să spună: nu-l cunosc, nu știu cine e, nu l-am văzut în viața mea, n-am fost pe lângă el niciodată. Hristos a făcut diferența și a zis: oameni buni, se poate trăi diferit. Că dacă era român, îi spunea: Petru, ți-a spălat picioarele, dar nu meriți. Nu! Îi iubește Domnul pe cei care au puterea să facă diferența într-o societate stricată, plină de ură, lipsită de iubirea divină. Oameni care mai au curajul să facă ce Hristos a făcut. O lua piciorul lui Petru: Petru, hai să spăl picioarele. Ucenicilor care urmează să fugiți cu picioarele curate, hai să vă spăl picioarele. Și zice Biblia, notați, după ce diavolul a pus în inima lui Iuda Iscarioteanul gândul să-l vândă, Hristos a luat picioarele lui Iuda, regele universului, față în față cu un om cu dracu în inimă, cu gânduri sinistre. Bă, merita ăla picioare spălate? Merita Iuda picioare spălate? Regele universului ia picioarele lui Iuda, care avea în gândurile lui gândul diavolului. Și Domnul zice: nu contează, fac o diferență. A luat picioarele lui Iuda, i le-a spălat. Mai există astăzi oameni care au puterea să trăiască diferiți? Să iubești pe aia care nu iubește nimeni. Să ierți pe aia greu de iertat. Să-i strângi în brațe pe aia care miroase greu. Să te duci la aia care sunt ultimii din societate. Să stai să-ți bei cafeaua cu alea cu care nu stă nimeni niciodată. Să-i ții aproape. Să le spui o vorbă bună celor care te jignesc. De ce? Să fii diferit. Când ai puterea să faci asta, în inima ta se așează acea credință pe care te va face să strigi: există Dumnezeu. Știți că noi trebuie să ne ducem crucea? Oamenii care vor să facă diferența trebuie să ducă crucea? La fel de bine, omul care vrea să-și ducă crucea trebuie să fie asemenea unui copilaș? Știți asta? Adică cum un copil? Există, cu asta închei, există un copil curajos să mă ajute? Există un copil curajos aici? Ești curajos? De felul tău, nu prea ești. Tu ești? Hai încoace. Vino aici. Hai să vă arăt ceva. Hai cu mine.
cum te cheamă? Caleb. Nu ascultați aici. Oamenii care vor să fie diferiți trebuie să aibă puterea, zice Biblia, să se facă ca un copilaș. Totodată, zice Biblia, că oamenii care vor să fie diferiți trebuie să-și ducă crucea. Nu cum? Cum își poate duce un prunc crucea? Pe ce cruce poate să ducă un copil? Ce cruce poate să ducă un copil? Dacă nu veți fi asemenea unor copila, zice Biblia, să vă duceți crucea ca ei, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Hai să vă spun ceva. Crucea nu înseamnă durere prima dată. Crucea nu înseamnă necaz. Ați înțeles greșit dacă credeți asta. Crucea nu înseamnă boală, cancer, cearta din casă. Că mai aud pe câte unul care zice, frate Alin, eu am cancer de 15 ani, asta e crucea mea. Nu mă, cancerul e o boală din care Dumnezeu te poate vindeca sau te poate chema acasă. El decide. Mai îmi zice câte unul, frate Alin, eu am numai ceartă în casă, asta e crucea mea. Nu, cearta din casă e diavolul care își bate joc de voi la pachet. E crucea aia. Pentru că un copil trebuie să ducă o cruce. Eu trebuie să zic concomitent dacă vreți și dacă aș putea. Fiți ca și niște copii și duceți-vă crucea. Ia auziți. Să vedeți de ce unii nu pot să-și ducă crucea. Caleb, ia spune-mi tu mie, știi cumva sau te-o interesa vreodată de ce rușii au doborât avionul lui Prigojin? Nu te interesa. Știi de ce mulți nu pot să-și ducă crucea? Că interesează prea tare. Dar ia zi tu, ai prieteni? Și frați mai ai? Mai ai. Mai mari, mai mici? Și mai mari și mai mici. Bun. Dar ia spune-mi tu mie, dacă vine cineva și îți dă o ciocolată bună, care îți place ție, te duci acasă să o împarți cu frații tăi? Zi tare. Da. E bun. Știți de ce mulți nu pot să-și poarte crucea? Că sunt egoiști, nu ca ăștia mici. Dar ia zi, dacă te supără un prieten de-al tău, îl ierți? Ăștia mari uneori nu iartă. Te mai joci cu el după aia? Da, mulțumesc, fugi la loc. Știți de ce unii nu pot să-și ducă crucea să fie diferiți? Că nu-și împar niciodată viața cu nimeni. Nu iartă? Nu se mai joacă cu aia care-i supără? Nu-i mai pot vedea? Și Biblia zice, ia-ți crucea, du-o în fiecare zi, fiind ca și Caleb, fiind ca un copilaș. Că știți ce a transmis crucea lui Hristos pe Via Dolorosa în sus? Dragoste pentru toți oamenii. L-ați văzut pe Domnul pe Via Dolorosa în sus? Bă, ăla care ai dat mai tare, uite numai atâta ți arăt, ne vedem peste 3 zile. Nu. Lasă-mă că înviez, ne mai întâlnim noi. S-am plătit chiria, s-am vindecat neamurile și acum tu faci din astea. Nu-i niciun mai nu, dacă nu l-ați văzut pe Hristos reproșând. De ce nu vreți să faceți diferența în generația asta și să ne oprim din reproș, din nemulțumire, din ură, din lipsă de iubire și să le punem toate în viețile noastre și să spunem, Doamne, îmi duc crucea arătând dragoste pentru oameni. Știți ce am arătat crucea lui Hristos? Iubire pentru toți semenii, a arătat dragoste pentru toți, arătat iertare pentru toți. Și să-L vezi pe Hristos cu crucea în spate, să uita la cei care urma să strige pentru ei, Tată, iartă-i, că ei nu știu ce fac. Oameni care vreți să trăiți diferit, care vreți să faceți diferența, luați-vă crucea în fiecare zi și urmați-L pe Hristos. În seara asta Dumnezeu e prezent aici la Jebel. Se uită la dumneavoastră, se uită la casa dumneavoastră, se uită la viitorul dumneavoastră. Veți avea nevoie și poate unii chiar aveți să puteți să strigați, există Dumnezeu. În seara asta, Hristos v-a dat rețeta. Vă invit să stăm împreună ridicați. Cine crede în seara asta că Dumnezeu e prezent aici, ridicați o mână sus. Credeți că Dumnezeu e prezent aici? În câteva sute de oameni care au curajul să exprime, noi credem că Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeu e gata să coboare, să revigoreze, să schimbe, să sfărâme, să dea Hristos înaintare frumoasă.
Eu sunt cel care mă grăbesc cel mai tare. Dimineața la prima oră trebuie să plec spre Târgoviște. Dar n-aș putea să pun capul liniștit pe pernă în seara asta dacă nu v-aș adresa următoarea întrebare. Sunteți aici oameni care aveți nevoie să puteți să strigați astăzi: există Dumnezeu? Ridicați o mână sus. Sunteți? Aveți nevoie să puteți să strigați astăzi: există Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu mai poate să mai coboare în casa dumneavoastră? Să puteți să strigați: există Dumnezeu? Să vadă copiii dumneavoastră, să vadă vecinii dumneavoastră, să vadă colegii tăi: băi, ea nu-i singură, el nu-i singur. Băi, ei au ceva special. Ce? Un Dumnezeu care există. Urmează să ne rugăm, dar înainte, fetelor, haideți să mai cântăm o cântare. Știți ce vreau? Și ascultați-mă. Vă rog, permiteți-mi, vreau să pun capul liniștit pe pernă de seară. Aș vrea să mă rog în seara asta pentru cei care sunt gata să pună în aplicare cele auzite și care au nevoie să se poată striga și în viața lor: există Dumnezeu. Știți cât e de sumbru momentul ăla când medicii dau din numeri, când au zis medicii în dreptul mamei mele 6 săptămâni și o îngropați? Și am zis: domnul doctor, ce-i de făcut? Și au zis către mine: nimic. Nu se poate face nimic. Și ce să facem? Să ne pregătim la cei mai rău, serios? Nu se poate nimic, chiar nimic. Pe horul spitalului județean din Timișoara m-am uitat în sus și am zis: există un Dumnezeu. Și iată că mami, cu o tumoare cancerigenă la cap pe atunci, e în viață de ani de zile, sub o promisiune superbă a lui Dumnezeu că îi va prelungi firul vieții, ca să poată vedea ea și noi că există un Dumnezeu mare. Dumneavoastră mai aveți nevoie să vedeți că există Dumnezeu. Și în seara asta, în timp ce fetele vor cânta o strofă, două, dacă sunteți aici oameni care vreți să ne rugăm împreună: Doamne, ajută-mă să pun și eu în aplicare ce am auzit, pentru că vreau ca și în viața mea să se strige: există Dumnezeu. O să vă aștept să veniți aici. Știu, se va da o luptă puternică. Se va da o luptă atât de cruntă în momentele următoare. O, spre Delin și Amărel îs pe aici. Bă, nu te du, lasă că-i vreme. Nu în seara asta. Ascultați-mă, decizia e strictă a dumneavoastră. Eu trebuie doar să spun de seară: Doamne, am făcut tot ceea ce mi-ai spus să fac. Dar în seara asta cred că aici la Jebel Dumnezeu mai vrea să mai scrie istorie și să puteți să spuneți dumneavoastră: există Dumnezeu. Să puteți să ziceți dumneavoastră și casele dumneavoastră: există Dumnezeu. Ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Tu, cel care vei avea curajul să-i spui: Doamne, de astăzi o să fiu atent la toate detaliile. Doamne, de astăzi vreau să trăiesc diferit și diferită. Doamne, de astăzi vreau să mă uit dincolo de ceea ce izbesc ochii ăștia. Vreau să mă uit la tine și la măreția ta și la puterea ta. Vreau să mă uit la atotputernicia ta. Să poți să strigi: există Dumnezeu. Și în seara asta vreau să mă rog cu dumneavoastră. Există cineva aici care vrea să ne rugăm împreună? Vă aștept să veniți aici în față. Știu, e o luptă puternică. Dar mâna lui Dumnezeu mai stă întinsă în seara asta, aici, la Șepel, la Betania. Dumnezeu mai stă cu mâna întinsă. Și mai vrea Dumnezeu să poți să strigi: da, Hristos al meu trăiește! Dumnezeul meu e viu! Vreți să ne rugăm în seara asta: Doamne, fă să se dovedească și în viața mea că Tu existi. Fă să se vadă și în casa mea că Tu ai putere. Ai puterea să fii diferit și să arăți iadului că în seara asta ai curajul să spui: Dumnezeul meu există. Să te ia Dumnezeu pe ale sale brațe. E cineva în seara asta care vrea să ne rugăm împreună? Mâna lui Dumnezeu stă întinsă aici. Știu, se dă o luptă în minte, în inimă, să ies eu, să mă vadă cu tare sau cu tare. Cât e de important să te vadă Hristos în seara asta. Cât e de important să ai puterea să faci diferența în viață. Cât e de important să ai puterea să spui: Doamne, de astăzi vreau să-mi fie viața pe ale tale brațe până la final. Mâna lui Dumnezeu stă întinsă. E cineva în seara asta care vrea să ne rugăm împreună? Știu, da, știu lupta.
Dar Dumnezeu rămâne același. El care îți cunoaște viitorul. Dumnezeul care îți cunoaște viitorul. Dumnezeul care îți cunoaște ziua de mâine. Dumnezeul care îți cunoaște pașii următori. Da, pe tine Dumnezeu te așteaptă. Da, Dumnezeu a creonat seara asta pentru tine. Dumnezeu mai vrea să mai pună în tine acea credință, să poți să strigi: există Dumnezeu. Dacă e cineva în seara asta, eu vă aștept să veniți aici. Știu lupta care se dă. Treceți peste impedimentul faptului că cineva vă vede. Dumnezeu vrea să te ia de mână în seara asta. Dar Hristos vrea să meargă cu tine acasă în seara asta. Dar Hristos vrea să meargă în familia ta. Dar Dumnezeu vrea să-ți ia prunci, vrea să-ți ia soțul, soția, să puteți să strigați: există un Dumnezeu mare care nu pierde niciodată. Mai e cineva în seara asta aici? Dumnezeu rămâne același. Rămâne un Dumnezeu credincios și bun. Mie mi-e foarte ușor să închei, dar vreau să mai fac o dată strigarea asta. O, Dumnezeu te-a adus aici, nu la voia întâmplării. Te-a adus Dumnezeu aici, că tu care vii la biserică de 15 ani, ai nevoie să mai poți să strigi: există Dumnezeu! Să se vadă în viața și în casa ta că există Dumnezeu. Gloria acestui Dumnezeu mare pentru tine, soră, pentru tine, frate, pentru tine, tânără și tânăr. Dumnezeu mai stă cu mâna întinsă. O, glorie unui Dumnezeu mare și bun. Glorie unui Dumnezeu care ne mai privește cu milă. Glorie unui Dumnezeu care ne mai iubește. Glorie unui Dumnezeu suveran. O, glorie ție. Glorie ție, Iisus. Aleluia. Aleluia. Dacă mai e cineva în seara asta, mâna lui Dumnezeu mai stă în tine. Da, Hristos vrea să te ia pe ale sale brațe. Aleluia. Glorie ție, Iisus. Glorie ție, Iisus. Aleluia. Aleluia. Glorie ție, Iisus. Glorie ție, Iisus. Să zbor și eu spre cer. Să intrăm în rugăciune și cu frații slujitori vrem să ne rugăm pentru cei care sunt aici. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori: pastore, de ce n-ai mai zis odată? Eram pe punctul ăla să ies, de ce n-ai mai zis odată? Oameni buni, ați ridicat mâna că voi credeți că Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeul care vă știe viitorul, care vă știe luptele, care vă știe viața, care vă știe necazul din casă, pe care nu l-ați spus la nimeni, care vă știe inima, franjul și sentimentele sfărâmate, acest Dumnezeu e prezent aici. Urmează să intrăm în rugăciune. Mai apoi fetele vor continua să cânte. Dar ascultați-mă, ascultați-mă. În timp ce ne vom ruga aici, toți cei care mai vreți, nu vă uitați în stânga și în dreapta. Mi-e știți cât de ușor mi-e să zic: atât a fost? Dar sunteți mulți aici în seara asta care aveți nevoie de acest strigăt să nu rămână doar un slogan, ci să fie realitate. Pruncii tăi să vadă că mama are un Dumnezeu care există. Pruncii tăi să vadă că tata are un Dumnezeu care există. Colegii tăi să vadă că tu ai un Dumnezeu care există. Pe angea acestui Dumnezeu vom striga, vom rămâne în momente de închinare. Și dacă vreți să mai veniți, ascultați-mă, nu ezitați. Intrăm cu toți în rugăciune și Dumnezeu să ia aminte. Amin.